Sunt Liviu Șoptelea, președintele Societății Culturale Expo Art, societate culturală apolitică, non-profit, non-guvernamentală, societate înființată din anul 1995, are ca obiectiv, ca scop principal, arta plastică, deci asta se ocupă majoritatea membrilor ei, organizat tabere de creație urmate de expoziții colective, expoziții cu ocazia sărbătorilor pascale sau celor de Crăciun, expoziții cu temă cu religioasă. Colaborat mereu cu Liceul de Art Ștefan Lucian din Botoșani, care alături de noi, care deja avem o vârstă, așa să zicem, mai avansată față de elevi și, în general, la o expoziție colectivă asta se întâlneau cam 3-4 generații de artiști, așa, pitici, juniori și seniori, la modul acesta. Deci tendința asta este de a căuta, de a descoperi și de a promova noi talente din arta plastică. În urma unor concursuri și așa, am găsit niște finanțări. Copiii care au luat premii la diverse concursuri, îmi amintesc de unul intitulat Paleta de Aur, și au mers în tabără la Gafton, unde efectiv au decorat, însuflețit atmosfera din acea tabără, pixând pe geamuri, pe pereți, dând o notă de culoare și de veselie acelei zone. În colaborare, cum spuneam, cu Direcția de Tineret și Sport, atunci am gândit să obținem finanțări de la Ministerul Tineretului. Am ajuns la Palatul Copiilor, unde 10 ani am condus un cerc de pictură și iconografie, unde săptămânal, într-un atelier destul de mare și luminos și bine dotat, treceau peste 100 de copii care, 60% veneau cu pasiune, 40% veneau trimiși de părinți să nu bată pietrele în fața blocului. Încerc să-i apropii de frumos și încerc să facă să înțeleagă că viața nu este numai hrana pentru trup, ci avem nevoie și de această hrană sufletească. Și cu ei am avut numeroase expoziții la pictură pe sticlă, mare parte. Anul acesta, de exemplu, acum pe 23 aprilie, vom organiza sau vom participa alături de alți meșteșugari la o expoziție pe Pietonalul de pe Unire, unde vom expune pictură pe sticlă, în special cu temă religioasă. Am fost chiar fericit când am reușit să înființez această societate, să pot ajuta niște copii care, dacă n-ar fi fost această societate, nu ar fi posibilitatea să fie ajuns în niște tabere, la niște concursuri. Chiar mă refer la posibilități financiare, că o mare parte din acțiunile noastre au fost finanțate de tineret, de Ministerul Tineretului. În ultima vreme am spus, deci n-am mai primit aceste finanțări. Cu oarece eforturi am primit un mic spațiu în Botoșani ca sediu al societății, dar asta a fost din partea primăriei Botoșani. Dar nici primăria nu poate susține financiar o societate. Materialele de lucru, culori, pensule, pânze, tot ce ține de bucătăria asta plastică sunt foarte scumpe.